Frumusețea Credinței Emisiune realizată în studioul Radio Maria din Iași de Părintele Adrian Blăjuță Bun găsit, dragi ascultători! Ai Radio Maria sunt Părintele Adrian Blăjuță. Mă bucur să vă salut din nou din studioul Radio Maria din Iași E o nouă ediție a emisiunii Frumusețea Credinței. Și, în cadrul acestei emisiuni, timp de oră, ca de obicei, discutăm despre subiecte de actualitate pentru viața noastră de credință. Și ce subiect mai de actualitate poate să fie astăzi, în aceste zile, decât postul mare, decât acest timp de pregătire pentru solemnitatea învierii. E un timp în care. Prin rugăciune, pomană și post încercăm să pregătim cât mai bine solemnitatea învierii. Pentru a vorbi despre acest subiect important pentru noi, l-am invitat alături de mine și de această dată pe Părintele Iosif Enășoaie, profesor la Facultate de Teologie romano catolică din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. Părintele e un prieten, deseori îl auzim, îl avem alături de noi la Radio Maria. Bun venit, părinte, mulțumesc pentru invitație și pentru acceptarea acestei invitații, mai ales. Da, mulțumesc și eu și mă bucur că putem colabora pentru binele spiritual al credincioșilor noștri. Bineînțeles, încercăm tocmai să facem mai multă lumină în aceste aspecte de credință ale vieții noastre. Și, bineînțeles, emisiunea are și cele două rubrici speciale preluate din revista Lumina Creștinului, revista lunară a Diecezei de Iași, rubrica Lămuriri din Biblie a părintelui Alois Bulai și rubrica În apărarea sănătății a doctorului Bianca Hanganu. Dragi ascultători, pe parcursul emisiunii aveți la dispoziție și numărul de telefon al Radio Maria pentru a intra în dialog cu noi. Numărul la care ne puteți contacta este 0359 444 410. Și o întrebare a acestei emisiuni ar fi, cum trăiți perioada postului mare? așteptăm telefoanele dumneavoastră prin care să ne mărturisiți, să ne împărtășiți, mai bine zis, cum trăiți această perioadă a Postului Mare, ce reprezintă pentru dumneavoastră acest timp de pocăință. Așadar, dragi ascultători, Părinte Iosif, purcedem, începem dialogul nostru despre Postul Mare. Acest post de 40 de zile, un timp sfânt, un timp de pregătire, un timp în care mai facem un pic de pauză de la um, agitația lumii în care ne, ne aflăm, încercăm să găsim timp pentru acest lucru și să ne mai gândim și la sufletul nostru, să ne mai gândim uh, la situația noastră, la viața noastră, spre cine și spre ce ne îndreptăm. Și uh, deja la începutul dialogului nostru, uh, am, uh, aș dori să vă, să vă întreb uh, de ce a ales Biserica până la urmă 40 de zile de post. Pentru că așa este și în Biserica Romano-Catolică, sunt 40 de zile de post mare. În Biserica Romano-Catolică s-a început perioada postului mare cu miercurea cenușii, iar astăzi cu toții și frații noștri greco-catolici, dar și credincioșii ortodoxi. Au început în mod oficial timpul sfânt al Postului Mare. În primele trei secole, noi știm că situația era destul de, de dificilă. Mă refer la primii credincioși din acel uh, timp, uh, din perioada primelor trei secole. Uh, ei erau persecutați, uh, nu mai aveau ei prea mare nevoie de uh, acest uh, timp al. Uh, al postului mare că aveau tot felul de probleme, de greutăți, și se pare că timpul acesta de pregătire de 40 de zile a apărut după edictul de la Milano al lui Constantin cel Mare din anul 313 când s-a dat această libertate de cult, libertate religioasă pentru creștini și se pare că tot în acea perioadă a început o situație așa de delăsare a credincioșilor și s-a stabilit ca în preajma, sau mai bine zis în perioada premergătoare a solemnității învierii să fie și o pregătire mai îndelungată. Așadar, de ce s-a ales, până la urmă, cele 40 de zile? Un număr uh, simbolic sau uh, care ar fi alte motivații? Da, sunt uh, multe referiri cu privire la ce, cele 40 de zile. Ne aducem aminte de la început potopul care a durat 40 de zile și 40 de nopți. După aceea e vorba de călătoria profetului Ilie, care merge spre muntele Domnului 40 de zile prin pustiu până ajunge la muntele Horeb, de asemenea poporului Israel care va călători 40 de ani prin pustiu pentru a ajunge în țara făgăduită și apoi îl avem pe Iisus Hristos cel care se retrage în pustiu din de 40 de zile pentru a intra într-o legătură profundă cu Tatăl Ceresc și acolo va fi ispitit Așa cum am auzit duminică citindu-se în Evanghelie. Toate acestea pot să ne arate că Biserica folosește anumite etape din istoria ei pentru a arăta credincioșilor un drum pe care ei sunt îndemnați să-l urmeze pentru a se pregăti nu numai pentru sărbătoare învierii Domnului, ci pur și simplu pentru viața lor creștină, mai ales că ne gândim că la capătul acestui drum de 40 de zile când sărbătorim învierea Domnului ar trebui să coincidă cu o schimbare a vieții noastre, cu o nouă atitudine de viață creștină și tocmai dacă noi înțelegem bine semnificația sau rostul, importanța acestor 40 de zile, cu siguranță că vom sărbători Paștele cu o bucurie de interioară deosebită, cu un nou suflu în viața noastră creștină și această schimbare va continua în viața noastră în celelalte zile obișnuite ale vieții noastre, nu numai în ziua de Paști sau cele trei zile de Paști când sărbătorim noi în Vierea Domnului, ci pur și simplu aceste 40 zile ar însemna un început de viață nouă, un început de atitudine nouă, relație noastră cu Dumnezeu și relațiile noastre cu semenii noștri. Pentru că în funcție de aceste 40 de zile sau de modul în care înțelegem să trăim aceste 40 de zile, va avea loc o schimbare în viața noastră. Mai întâi o schimbare în relația noastră cu Dumnezeu, o îmbunătățire a relației noastre cu Dumnezeu și, de asemenea, o îmbunătățire a relației noastre cu semenii. Pentru că în momentul în care noi Detensionăm relația noastră cu Dumnezeu, eliberându-ne de păcat, la fel se va întâmpla și în relația cu semenii noștri, cu cei din preajma noastră. Vom face ca relațiile să fie mult mai amicale, mult mai frumoase, în care se vor manifesta sau care se vor arăta printr-o caritate deosebită față de ceilalți. Vom arăta o afecțiune mai profundă, mai curată, mai sinceră. În relațiile noastre cu ceilalți, și o iubire mai implicată în ceea ce privește relațiile noastre cu ceilalți. Pentru că, în momentul în care practicăm postul, cu siguranță că vom practica și pomana, pentru că nu putem, una fără alta. Dacă ne vom obișnui să ne rugăm, în cazul acesta vom simți nevoia să continuăm să ne rugăm și după ce am terminat postul mare. Sigur, vom vorbi mai mult despre aceste trei invitații din perioada postului mare, dar eu aș vrea să vă întreb părinte Iosif, vedeți, eu am întâlnit și credincioși, și catolici, desigur, dar și credincioși ortodoxi care m-au întrebat a, la voi cum este postul, voi ce nu aveți voie să mâncați. A, pentru că ei ne spun, de exemplu, frații noștri ortodoxi a, nu mănâncă în această perioadă, poate lapte, a, mâncăruri preparate cu ulei. A, pește, ouă și alte, bineînțeles, carne și alte și alte alimente. În biserica catolică, acest tip de post e, să zicem, un pic mai lejer. Și totuși, avem și în biserica catolică niște norme, niște invitații în acest sens. E vorba de acel post și abstinență de la carne sau de la mâncărurile preparate cu carne. Ne puteți vorbi un pic despre acest tip de post, despre postul alimentar la care suntem invitați în această perioadă a de 40 de zile? Da, în semnificația acestui post de 40 de zile, în primul rând, se referă la. Mis misiunea, menirea acestui post în ceea ce privește viața noastră creștină, nu numai la faptul că ne abținem de la carne sau de la ouă sau de la lapte sau de la alte și alte produse alimentare pe care noi le folosim în decursul anului, ci pur și simplu noi vrem să. Aducem o schimbare în atitudinea noastră față de Dumnezeu și față de semenii noștri. Adică, învățăm să ducem o viață cumpătată, o viață echilibrată, și când ducem această viață cumpătată, învățăm să fim sensibili, învățăm să fim atenți la cine, la cei din jurul nostru. Vom constata că unii sunt înfometați, n-au ce mânca, alții n-au cu ce să se îmbrace, alții n-au. Strictul necesar pentru a progresa în ceea ce privește educația lor. Ori dacă noi renunțăm la anumite lucruri și facem, de exemplu, cheltuieli mai mici, că nu mai cumpărăm carne, că nu mai cumpărăm nu mai știu ce alte produse. Dar ce spuneți despre faptul că, în această perioadă, cineva care este dependent de țigară renunță la țigară, renunță la cafea? Sunt mulți care. În postul mare renunță foarte ușor la carne, dar nu renunță la o țigară, nu renunță la o cafea, nu renunță la nu știu ce dulciuri. Și atunci, ce rost au toate acestea? Că eu renunț la unele și la altele nu. Ar trebui să renunțăm la cele de care suntem mai dependenți pentru a învăța să fim independenți, pentru a nu mai fi dependenți de atâtea și de atâtea lucruri. Și în cazul acesta, atunci se vede că progresăm, devenim mai liberi. Devenim mai disponibili în relație cu ceilalți. La acest aspect ne gândim puțin, sau ce spuneți despre cei care toată ziua trâncănesc, vorbesc, și unde este multă vorbărie, acolo există cu siguranță și riscul de a vorbi de rău, de a critica pe ceilalți, de a strica cinstea altora. Ia să învățăm să facem postul limbii, adică limba să o facem să nu mai vorbească fără să fie nevoie uneori acest post este mai greu de făcut decât a renunța la carne, la ou, la lapte, la eu știu altele. Deci, vedeți, postul trebuie înțeles într-un într mod mult mai profund decât acela de a renunța la anumite bucate. Dacă renunțăm la anumite bucate, iar în rest rămânem mai departe atașați de anumite obiceiuri proaste, rele, la păcate sau la vicin nu renunțăm, în cazul acesta n-a avut niciun rost postul acela. A fost doar o perioadă în care noi, ne-am eliberat corpul nostru de toxine și atâta tot. Poate am mai dat câteva kilograme în jos care spuneam noi că sunt prea multe, ne-am croit un corp mai mlădios, mai, eu știu, mai la modă, așa, am creat o siluetă mai agreabilă pentru noi și pentru ceilalți și aceasta însemna postul, dar postul este mult mai mult decât aceasta. Și atât de aceea, în cadrul bisericii noastre, se pune accent mult mai mult pe atitudinea de viață pe care noi trebuie să o avem și de faptul că trebuie să ne schimbăm în profund viața noastră, nu la suprafață, la renunțări de acestea materiale, ci pur și simplu la creșterea în virtute. Cu cât reușim să devenim mai cumpătați în vorbire, în, eu știu, în manifestări de acestea de ironie, invidie, gelozie sau alte sau alte păcate și vicii, cu atât înseamnă că noi am înțeles mai bine semnificația postului. Altfel, dacă nu, reducând postul doar la renunțare la alimente, atunci n-am făcut mare lucru. Și a trebuit să ne gândim și la altceva. Vedeți, sunt mulți care în perioada postului mare renunță la carne, la ouă, la lapte, dar fac niște mâncăruri gătite, Apetisante, gustoase, aromate, am putea spune, înseamnă că noi atunci, chiar că ne lăfăim în aceasta, în loc să să învățăm să renunțăm, noi tocmai ne satisfacem mai deplin gusturile noastre. Că dacă fac o supă bună, sănătoasă, nu? Și simt așa și m-am săturat ce bună a fost, sau fac o fasole pregătită foarte bine e mâncare de post, adevărat dar m-am săturat, cum se spune după expresia noastră, ca la Paști atunci, ce fel de post este acela? Și dacă mergem, așa cum spuneți Sfinția voastră, dacă mergem acum în, în supermarketurile din oraș sau în magazinele noastre, cu siguranță găsim și produse de post. Sunt așa zone în care găsim produse deosebite pentru această perioadă de post și, așa cum ne spuneți, poate sunt mai bune, mai gustoase decât cele preparate cu carne sau cu alte alimente din acestea, să zicem noi oprite în această perioadă a postului mare. Dar când vorbim despre post și abstinență în Biserica Catolică, la ce ne referim în mod strict la regimul acesta alimentar? Da, sigur. În primul rând, să nu uităm că în toată această perioadă a postului mare, Biserica ne recomandă ca în zilele de vineri, fiecare dintre noi, începând de la vârsta de 14 ani în continuare, până la 60 de ani să ne abținem de la carne și de la 18 ani și până la 60 de ani se recomandă și postul, adică să se mănânce o singură dată până la săturare, fără carne, bineînțeles, în zilele de vineri. În celelalte zile, fiecare trebuie să ne organizăm activitatea noastră și, de asemenea, alimentarea noastră, pentru ca ea să ajungă să realizeze în noi ceea ce, de fapt, Dumnezeu vrea, convertirea, schimbarea vezii. Sigur, aceasta este recomandarea pentru fiecare vineri, iar în Miercurea Cenușii și în Vinerea Mare chiar sunt niște datorii, să zicem, de împlinit pentru, pentru credinciosul, credinciosul catolic. Părinte Iosif, am vorbit despre... Acest tip de renunțare, de post, de abstinență, dar și la anumite comportamente ale noastre, sunt foarte importante acestea, ca o restricție sau ca o oprire de la de la ale săvârși. Dar avem și niște îndemnuri, adică pe lângă faptul de a nu face ceva în acest timp al postului mare, suntem invitați de biserică să și facem ceva, adică avem și anumite comportamente pe care trebuie să le săvârșim. Și eu m-am gândit ca un program pentru acest timp al postului mare, așa cum ni se proclamă și în prima zi din postul mare în Biserica Romano-Catolică, în Miercurea Cenușii, avem Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Matei, care ne vorbește despre cum să postim sau cum să trăim cât mai bine acest timp al postului mare și dau citirii acest fragment care se citește în Miercurea Cenușii. Este un fragment luat din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Matei. În acel timp, Iisus le-a spus discipolilor săi, aveți grijă să nu săvârșiți faptele voastre bune înaintea oamenilor ca să fiți văzuți de ei. Altfel, nu veți avea răsplată înaintea Tatălui vostru din ceruri. Așadar, când dai de pomană, nu trâmbița înaintea ta, așa cum fac ipocriții în sinagogi și în piețe, ca să fie lăudați de oameni. Adevăr, vă spun, și-au primit răsplata. Tu, însă, când dai de pomană, să nu știe stânga ta ce face dreapta ta, pentru ca pomana ta să fie nascuns și tatăl tău, care vede nascuns, te va răsplăti. Iar când vă rugați, nu faceți ca ipocriții, pentru că lor le place să se roage stând în picioare în sinagogi și la colțurile străzilor, ca să se arate oamenilor. Adevăr vă spun și au primit răsplata. Tu însă, când te rogi, Intră în camera ta și, închizând ușa, roagă-te tatălui tău care este în și tatăl tău care vede în ascuns te va răsplăti. Când postiți, nu fiți triști ca ipocriții, căci ei își schimonosesc fețele ca să arate oamenilor că postesc. Adevăr vă spun și au primit răsplata. Dar tu, când postești, ungeți capul și spalăți fața. Ca să nu te arăți oamenilor că postești, ci tatălui tău care este în ascuns. Și tatăl tău care vede în ascuns te va răsplăti. Acesta este, dragi ascultători, părinte Iosif, textul program, putem să spunem, pentru timpul postului mare. Și, cât privește aceste recomandări, ce ne puteți spune, părinte? Părinte Sif referitor la posibilitatea acestora de a ne schimba, spre ce ne îndreaptă aceste recomandări? În primul rând, să ne gândim la faptul că Isus ne îndeamnă în rugăciune. Iată, El se retrage în, în perioada aceea de 40 de zile în puste, unde se roagă, intră într-un dialog constant și profund cu Dumnezeu lucru pe care el va face după aceea de nenumărate ori în viața sa publică. Și Isus este învățătorul nostru în ceea ce privește rugăciunea. Iată, El este Cel care mai întâi face, mai întâi se roagă, după aceea învață și pe apostol să se roage și ne învață și pe noi și ne recomandă cum să ne rugăm. E nevoie ca să ne rugăm în reculegere. Dacă Dumnezeu, cum spune El, este Duh, are nevoie de adoratori în Duh. Și nu de aceea care se prezintă fața celorlalți cu mândrie și fală că ei sunt mari vlavioși, că se roagă. Spune Iisus și-au luat răsplata. Ce? Au așteptat laudă din partea altora că sunt ei vlavioși și-au primit răsplata laudei. Dar au rămas goi. Nu primește nimic de la Dumnezeu. Ori Iisus ne recomandă că atunci când noi ne rugăm, spune El să vă retrageți în camera voastră. Camera noastră este, în primul rând, propria noastră ființă, în aceasta în care noi ne putem întâlni direct cu Dumnezeu și cu noi înșine, acolo, în taină, să ne rugăm. Cum această cameră spirituală, în persoana noastră, o purtăm cu noi, putem să ne reculegem și când suntem pe stradă. Putem să ne reculegem și când suntem într-un mijloc de transport. Putem să ne reculegem și când suntem într-un lift? Putem să ne reculegem când facem anumite activități de acestea ușoare? Mă gândesc la o gospodină, la cineva care lucrează și are îndemânare, nu trebuie să concentreze prea mult pentru ceea ce face și atunci se poate refugia în taina sufletului său pentru că acolo se intre în dialog cu Dumnezeu. Un Dumnezeu care vede în ascuns, El este cel care. Răspătește rugăciunea noastră și care ne umple de lumină și de bucurie interioară. Ne arată prin rugăciune cine suntem, cât de important suntem în ochiul lui Dumnezeu și ce atitudine trebuie să avem noi în relația cu Dânsul. Continuăm acest îndemn, aceste gânduri. Avem un telefon în acest moment și salutăm pe ascultătorul nostru, deodată să fie Iisus Hristos. În viețile Părinte, da, vă ascultă. Aș vrea să vă întreb. Noi suntem bătrâni în vârstă de 80 de ani și suntem bolnavi căzut la pat. Cum trebuie să ne postim noi? Părintele Iosif deja îmi face semn că sigur va răspunde, vă va răspunde și dumneavoastră și celorlalți ascultători ai noștri care tocmai simțiți această cumva dorință de a posti, de a vă împlini cât mai bine această perioadă a postului mare și să trăiți cât mai frumos apoi sărbătoarea învierii. Mulțumim mult! Mulțumim mult pentru această întrebare și uh, multă sănătate și pregătire cât mai bună! Că părinte... Suntem căzut la pat, părinte, și aș vrea ca să și eu, dar mai mult suntem cu rugăciunile, cu intențiile de rugăciune. Sigur, sigur că da. Mulțumim mult pentru că ați intrat în legătură cu noi. Mă bucur să vă pot răspunde, să vă sugerez ceva. Dumneavoastră care sunteți... Duma mare, Duma Martin din Faraon, mare. Vă mulțumim, domnul Martin. Rămâneți, încercăm să vă și lămurim acum, da? o după frumoasă în continuare, sigur, în compania Radio Maria. Lăuda să fie Isus Hristos! să fie Iisus, Hristos. Iisus Maria. În vecii vecilor! Da, ce vreau să spun în legătură cu aceasta? Dumneavoastră, dacă acceptați situația în care vă aflați, aceea de vârstă înaintată și de boală, dacă le acceptați cu răbdare, dacă uniți această suferință pe care o aveți cu suferința lui Iisus Hristos, cea care ne-a mântuit și ne-a sfințit, faceți cel mai bun post posibil, că în rest veți consuma alimente care vă priesc, care să vă ajute să puteți să continuați viața. Și atunci, iată un post foarte bun pe care îl faceți. Și dacă uniți această suferință pe care o aveți de îndurat cu suferința lui Iisus, se realizează ceea ce Sfântul Apostol Paul spune că completez în trupul meu ceea ce lipsește bisericii mădularelor trupului lui Hristos. Nu că noi am completat jertfa lui Iisus, ci El ne oferă un privilegiu, un dar, ca noi să putem suferi împreună cu dânsul. Și acum toți cei care sunt bolnavi și suferinți înaintați în vârstă, care își unesc suferința lor cu Hristos și sunt părtași la crucea lui Sus să se bucure, că într-o zi vor avea parte de gloria lui Hristos. Dacă nu trecem prin cruce asemenea lui Isus, nu vom putea ajunge la slava lui Hristos din ceruri și la gloria învierii. Așa că nu trebuie să vă plângeți dacă nu puteți să faceți un post cum îl fac ceilalți, în sensul că nu puteți să vă să renunțați la anumite alimente. Ale, acelea sunt necesare pentru ca să puteți să trăiți dar oferiți lui Dumnezeu celelalte toate pe care le aveți de înturat, orice suferință și aceasta devine postul cel mai frumos și, aș spune, cel mai eficient. Acesta îi va sfinți pe toți cei bătrâni și bolnavi, indiferent oriunde se află, că se află în casele lor, că se află în azile de bătrâni, că se află în spital sau oriunde. Toți aceștia care ne ascultă acum și toți cei care sunt în situația Asemenea, dumneavoastră, aceștia să nu-și piardă niciodată curajul și încrederea că ei aduc lui Dumnezeu jertfă sfântă și plăcută prin acceptarea vârstei înaintate, prin acceptarea suferințelor pe care le-au de îndurat. Și uniți aceste suferințe cu rugăciunea de care amintiți și cu siguranță că o să vă sfințiți, și o să faceți progres mare din punct de vedere spiritual. În ceea ce privește corpul, într-o zi cu toții vom termina călătoria pe acest pământ, dar, cum spune Sfântul Apostol Paul, omul nostru exterior, corpul nostru, se îndreaptă spre finalul său, adică spre moarte. Dar omul interior, cel spiritual, sufletul nostru, crește, se maturizează, se sfințește, Până ajunge la acea perfecțiune pe care Dumnezeu o dorește și o așteaptă din partea noastră. Vă doresc dumneavoastră și tuturor care sunt în această situație să înțelegeți și să trăiți din plin situația în care vă aflați, și să știți că toți cei care sunt în vârstă, bolnavi și suferinți, aceștia sunt mădularele alese ale Bisericii, cele care aduc un serviciu imens pentru sfințirea. Bisericii lui Hristos și pentru convertirea nenumărator suflete. Mulțumim pentru uh, aceste explicații, părinte, mulțumim pentru întrebare domnul, domnului uh, Duma Martin și uh, noi uh, continuăm emisiunea noastră. Dragi ascultători, așteptăm în continuare telefoanele dumneavoastră. Dacă sunt nelămuriri, dacă vreți să uh, știu o explicație la anumite. Uh, dubii pe care le aveți sunați la telefonul 0359 444 410. Iar noi în măsura posibilităților o să și încercăm să vă răspundem pentru a face mai multă lumină în ceea ce înseamnă timpul postului mare pentru fiecare dintre noi și cum putem să facem din acest timp ca să ne împlinim, să ne pregătim cât mai bine și să ne schimbăm viața. În acest timp al postului mare, dragi ascultători, vom avea mai multe îndemnuri, mai multe celebrări la care putem să participăm și să ne pregătim cât mai bine. Facem o pauză acum, introducem rubrica biblică, și apoi vom reveni în studio. Lămuriri din Biblie În Evanghelia după Sfântul Matei, capitolul 8, versetele 11-12, găsim scris Vor veni mulți de la răsărit și de la apus și vor sta la masă cu Abraham, cu Isaac și cu Iacob în împărăția cerurilor, iar fii împărăției vor fi aruncați în întunericul de afară. Cine sunt acești fii ai împărăției? De ce rămân afară? Cuvintele lui Isus sunt un ecou al oracolelor profetice, în special în tradiția lui Isaia, care lărgesc orizontul mântuirii finale la celelalte popoare. Într-un pelerinaj ideal spre țara sfântă unde se află sanctuarul lui Dumnezeu pe muntele Sion, sunt convocate popoarele pentru a lua parte la beneficiile poporului lui Dumnezeu reconstituit în stare de libertate și de sfințenie. Imaginea ospățului care evocă pacea și fericirea mesianică este preluată în Evanghelia după Sfântul Matei pentru a exprima realitatea mântuitoare a împărăției cerurilor. Patriarhii Abraham, Isaac și Iacob, purtătorii acestei speranțe de binecuvântare salvifică universală sunt în tradiția iudaică primii invitați la masă în Împărăția Lui Dumnezeu. Aceste imagini a comuniunii fericite este contrapusă scena excluderii fiilor împărăției, adică a evreilor, cărora le erau făgăduite în primul rând promisiunile mesianice. Și această scenografie este construită prin imagini care, în literatura biblică și iudaică, exprimă ruinarea și disperarea celor nedegiți Însă, fie împărăției, în perspectiva Sfântului Matei, sunt și membrii noului popor al lui Dumnezeu. Apartenența la biserică nu se poate transforma într-o siguranță falsă care ar dispensa de la adeziunea de credință reînnoită mereu și actualizată în angajare activă. Lămuriri din Biblie. A bătut la ușa ta Ooh. Mm -hmm. Și da Pieptul mi l A bătut la ușa ta, ci leva, ci o deschide, nu mai stă. Nul lăsa să plece tri. Am revenit, dragi ascultători, în direct din studioul Radio Maria din Iași. Suntem la emisiunea Frumusețea Credinței. Vorbim despre postul mare, despre pregătirea aceasta sufletească pentru solemnitatea învierii, dar și pentru viața noastră de fiecare zi. Îl am alături de mine, studio, pe Părintele Iosif Enășoaie. Mă îndrept spre Părintele și îl întreb acum, Părinte, astăzi, când lumea este așa de agitată și când are atâtea preocupări cum să își pună o pâine pe masă, cum să-și îngrijească copiii, cum să-i ducă la școală, cum să găsească uh, mijloace de transport, cum să-și plătească facturile, credeți că. Mai are nevoie omul de astăzi, de acest timp al postului mare, mai are el nevoie să se gândească uh, și la aceste realități ale vieții sale, postul, rugăciunea, pumană? Dacă ne gândim la faptul că fiecare dintre noi simțim nevoia de a progresa, atunci o să ne dăm seama cât de important este postul. A progresa nu înseamnă a avea un corp viguros, sănătos, frumos ceea ce fac de foarte multe ori oamenii. N-au timp de rugăciune, n-au timp de liturghie, n-au timp de calea crucii, dar au timp suficient să meargă la sările de forță, acolo unde să-și facă, așa zisul, corp frumos, armonios și echilibrat. Sunt ore întregi pe care le petrec acolo. Eu aș spune așa pentru aceștia care își găsesc timp pentru aceasta. Iisus în Evanghelie vorbind cărturarilor și farizeilor, la un moment dat spune, acestea trebuie să le faceți, dar pe celelalte să nu le neglijați. Adică să avem grijă de sănătatea corpului nostru este un lucru bun, pentru că trupul nostru este templul Duhului Sfânt. Este o realitate sfințită și consacrată prin botez pentru orice creștin, dar să nu uităm realitatea spirituală, Spiritul nou pe care l-am primit odată cu botezul, ce facem cu acest spirit nou? Cum trăim și cum ne îngrijim de acest suflet al nostru nemuritor care de fapt el este cel care susține corpul nostru? Nu spune Iisus: "Trupul nu folosește la nimic. Sufletul este cel care dă viață corpului." Ori noi ne ocupăm de ceea ce este mai fragil și de ceea ce este statornic și veșnic, nu ne ocupăm, adică de sufletul nostru. Îl lăsăm să fie năpădit de tot felul de buruieni, ale, ale patimilor și ale viciilor, și ne ocupăm foarte mult de fragilitatea externă, adică de corpul nostru, care, oricât de mult ne-am ocupat de el, într-o zi, totuși își va încheia activitatea, adică va veni și moartea. Putem face noi tratamentele cele mai sofisticate, cele mai scumpe, putem face antrenamentele cele mai deosebite. Dar cu toate acestea nu putem în, în, să punem la adăpost corpul nostru de moarte. Va muri într-o zi. Nu o spun pentru că suntem pești miști, ci pentru că aceasta este realitatea. Dar ce ne spune Isus? Ce ar folosi omului să câștige lumea întreagă? Iar apoi și-ar pierde sufletul? Cu ce poate omul cumpăra din nou sufletul? Vedem că există mulți oameni bogați, mulți oameni cu posibilități financiare extraordinare. Și cu toate acestea, Auzim că într-o zi a murit nu știu care mare patron. Și a avut de toate. S-a dus la medicii cei mai uh, pricepuți, l-a apelat la medicina cea mai avansată. Și cu toate acestea s-a terminat. Dacă n-au avut grijă de sufletul lor, la ce le-a folosit toată averea lor și toată acea grijă pentru trup? Nu au ratat totul, nu au pierdut veșnicia, în zadar au ținut umbră pământului. Deci, iată, toți avem nevoie de această grijă specială, mai ales că astăzi mulți dintre noi devenim sclavii patimilor. Mulți se lasă copleșiți de tot felul de ideologii greșite și în loc să se ocupe de propriul lor suflet și în loc să progreseze din punct de vedere uman și creștin, ei progresează din punct de vedere material. Caută doar mereu să se îmbogățească sau mereu să aibă o sănătate cât mai deosebită, sau să aibă o prestanță deosebită, politică, socială, să fie undeva pe o scară ierarhică, sus de tot, ei, acestea toate nu ne vor ajuta în final. La sfârșit, când va trebui să tragem linie și să vedem unde am ajuns cu viața noastră, s-ar putea să apară ce regrete eterne. Atenție să nu ajungem la regrete eterne și să plângem la sfârșitul vieții că am ratat veșnicia. Cum spunea un rege, uh, Diem perdidi. Mi se pare că Cezar August spunea că în ziua în care n-am făcut nicio faptă bună, am pierdut ziua. Ei cam așa ar trebui să gândim și noi în ziua în care nu ne-am ocupat cu seriozitate și de sufletul nostru sau și de sufletul nostru și de acelora de care noi avem responsabilitate, să spunem și noi, diem perdidi, am pierdut ziua de astăzi. Am ratat posibilitatea de a crește, de a mă maturiza, de a mă perfecționa, de a deveni mai uman și mai creștin. Ori atenție să nu ajungem în această situație. Postul mare este pus tocmai pentru aceasta, pentru a ne conștientiza necesitatea de a ne ocupa și de sufletul nostru cel nemuritor, mai mire zis, de situația noastră concretă de a fi creștini, lepădându-ne mereu de păcat, repădându-ne de tentațiile deavolului, mai bine zis, înfruntându-le și învingându-le și mergând mai departe pe urmele lui Hristos, ducându-ne crucea existenței noastre de fiecare zi a datorilor noastre. Iar referitor la un mod în care manifestăm această grijă față de noi și față de ceilalți, să ne îmbogățim cu fapte bune. Dacă vorbeam de importanța rugăciunii, vorbeam de importanța postului să nu uităm de pomană, de acțiunile de caritate, pentru că postul trebuie să hrănească pomana, să alimenteze pomană. Cum? Dacă eu renunț la anumite alimente care nu le mai consum în perioada aceasta, valoarea lor să o transform în fapte de caritate, să dau aproape lui meu ceea ce am uh, uh, renunțat. Și atunci, iată cum uh, postul alimentează pomana. Dacă nu oferim aproape lui nostru din ceea ce noi am renunțat, înseamnă că am făcut doar economie. Am economisit niște bani în loc să cheltuim pentru a cumpăra mâncare deosebită. Dar dacă banii aceia pe care i-am economisit îi transformăm acum în fapte bune pentru aproapele nostru, înseamnă că atunci am înțeles ce rost are pomana și practicăm această pomană prin care noi ne îmbogățim. Adică, spune Iisus, adunăm comori în ceruri, unde molia nu le distruge, unde hoții nu le fură, unde rugina nu le distruge. Aceasta este, să spunem, misiunea pe care ne-o încredințează Biserica în această perioadă. Rugăciunea, postul și pomana sunt cele trei arme puternice pentru a trăi din plin timpul sfânt al postului mare. Dacă am vorbit despre aceste arme, aceste îndemnuri, care ar fi celebrările din Biserica, în mod special acum în. Biserica Romano-Catolică, vorbim, suntem în dieceza de Iași. Care ar fi celebrările la care putem să participăm și care să ne ajute să trăim acest timp? În primul rând, participarea la Sfânta Liturghie este jertfa lui Iisus Hristos, care se actualizează pe altarele noastre și în care avem posibilitatea să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, care ne luminează. Apoi, posibilitatea de a primi Sfânta Împărtășanie, de a ne uni direct cu Isus Hristos prin Sfânta Împărtășanie, prin Sfânta Comunicătură. Apoi, mai sunt și alte practici de pietate, de exemplu, celebrarea drumului crucii, calea crucii, cum spunem noi, prin care noi avem posibilitatea să contemplăm măreția pătimirii lui Hristos, la care ne cheamă și pe noi, nu ne aducem aminte ce spune Isus, cine vrea să fie ucenicul meu, să se lepede de sine însuși, să-și ia crucea și să mă urmeze. Dacă noi facem calea crucii cu credință, o să vedem de acolo cât învățătură sfântă scoatem. Descoperim de acolo cât de mult ne-a iubit Isus Hristos și cum ne învață și prin calea crucii. Aș lua numai un exemplu. Iată, Isus, cel care este Dumnezeu Atotputernic, prin întrupare, apoi să fie mic și sărac. Și la un moment dat, când i s-a pus crucea pe umeri, după ce a fost biciui și încoronat cu spin, perzând mult sânge, nu mai avea energie și vlagă în să parcurgă drumul crucii. Și ce a făcut? A acceptat să fie ajutat de către Simon din cerene. Uneori și noi suntem în aceeași situație. Nu mai putem să ne descurcăm singuri. Să nu credem că dacă acceptăm să ne ajute cineva, de acum ne umilim. Cine știe ce pierdem, nu? N-avem curajul să recunoaștem limitele noastre. Să acceptăm dacă cineva ne oferă un serviciu, sau chiar să apelăm la serviciul lui. Iată pe Veronica, în drumul lui Sus, care șterge fața lui Sus. Poate suntem bolnavi. Vine cineva și ne șterge fruntea noastră de transpirație ne șterge uh, ochii de lacrimi, ne îngrijește uneori ca pe un copil mic pentru că avem nevoie. Să acceptăm această îngrijire a celorlalți care cu spirit de caritate vin lângă noi. Vedem aici sau faptul că Isus se întâlnește în drumul său spre Golgota cu Maica Sfântă. De multe ori și noi trebuie să apelăm la ajutorul Maicii Domnului, să-i spunem, Mamă Sfântă, așa cum ai fost alături de Isus când își ducea crucea, fii alături și de mine ca să pot să-mi duc crucea până la capăt. Dăm -mi și mie tărie și curaj pentru ca să înțeleg că crucea nu este distrugere, ci este mijloc prin care eu să mă pot sfinți și prin care să pot ajuta și pe alții să se sfințească și să se mântuiască. Fii alături de mine ca să pot să duc până la capăt această cruce care va însemna jertfa suprema mea și care mă va duce la glorie, pentru că prin cruce se ajunge la lumină, se ajunge la gloria cerească și la înviere. La început, mă gândesc la început de advent, de exemplu, sau la început de an nou, dar și la începutul postului mare, de multe ori, eu mărturisesc, îmi iau de multe ori angajamente, hotărâri, acest timp îl voi trăi așa, voi face asta, voi schimba uh, lucrul ăsta în viața mea. Și, dragi ascultători, Părinte Iosif, mărturisesc faptul că de multe ori îmi dau seama, ajungând spre sfârșitul acestui timp, poate a postului mare sau al adventului, dar și la sfârșitul anului, îmi dau seama că foarte puțin am, uh, am pus în practică sau am realizat din acele multe hotărâri pe care mi le-am luat, și în timp, cred că trebuie un pic reorganizat acest, acest mod de a privi începutul unui nou timp. Cam la ce ar trebui, cam ce propunere am putea să ne luăm la început de post mare, dar și să reușim să le ducem la împlinire cunoaștem din învățătura creștină că avem una din virtuțile cardinale care se numește prudență. Ar trebui să fim prudenți atunci când ne gândim să luăm hotărâri, să le luăm cu chipzuință, să le luăm cu înțelepciune, gândindu-ne la limitele noastre, gândindu-ne la experiența noastră anterioară și să nu luăm zeci de hotărâri bune pe care după aceea să nu le putem împlini poate ar fi bine să ne gândim și la ceea ce spune imitațiunea lui Hristos. Dacă în fiecare an am corectat câte un defect, în foarte puțin timp am ajunge la desăvârșire, la perfecțiune. Poate n-ar strica să luăm o hotărâre clară pe care să o punem în practică, dar cu toată seriozitatea. Să spunem, în perioada postului mare, voi încerca să mă rog cu cât mai multă atenție și evlabie. Să spunem că în domeniul acesta al rugăciunii noi avem o problemă. Nu ne putem concentra și nu ne putem ruga. Ei, iau această hotărâre. Cum ne îndeamnă Iisus să ne rugăm. Rugați-vă fără încetare. Ei, dacă iau această hotărâre de a mă ruga mai bine, de a mă concentra atunci când, de exemplu, recit Sfântul Rozariu, nu mai lăs mintea să vagabondeze cine știe pe unde. Când merg la Sfânta Liturghie, la ușa bisericii, spun acum toate gândurile străine, rămâneți aici, eu intru în biserică, eu vreau să particip la liturgie și în timpul liturgiei, dacă vine vreun gând străin, imediat îl îndepărtez, concentrându-mă atenția. Sau cineva simte nevoia de a lua o tărâre în ceea ce privește alimentarea, în sensul de a învăța să fie mai cumpătat, o altă virtute cardinală. Ei, învăț atunci să fiu cumpătat. Spun că renunț la anumite alimente, dar poate nu renunț de, de tot, ci iau mai puțin. Adică fac o ordine în ceea ce privește aceste alimente. Spre încheierea, spre finalul emisiunii noastre, introduc acum rubrica de sănătate a doctorului Bianca Hanganu. În apărarea sănătății. Stomacul este organul în care se acumulează pentru o perioadă de timp alimentele pe care le consumăm. Aici începe procesul digestiei, care se realizează cu ajutorul mai multor substanțe pe care le secretă celulele din stomac. Printre aceste substanțe se numără și acidul clorhidric. Cantitatea secretată în mod obișnuit nu este dăunătoare. Există însă situații în care acidul provoacă leziuni, conducând la apariția ulcerului. Fie cantitatea de acid secretată este mai mare, fie mucoasa este fragilizată de alți factori, iar acidul secretat în cantitate obișnuită devine periculos pentru stomac. La nivelul tubului digestiv, boala ulceroasă afectează stomacul și duodenul primind denumirea de ulcer gastric, respectiv ulcer duodenal. Duodenul este primul segment al intestinului subțire, aflat imediat în continuarea stomacului. Ulcerul este tocmai distrucția provocată în peretele acestor două organe de către acidul din stomac. Bacteria Helicobacter pylori, este principala cauză de ulcer gastric. Însă asta nu înseamnă că toți oamenii care au bacteria în organism vor dezvolta ulcer. Această bacterie este înzestrată cu proprietăți care o fac să reziste mediului acid din stomac, determină inflamarea mucoasei și o face susceptibilă la acțiunea acidului. O altă cauză importantă pentru apariția ulcerului, o reprezintă o categorie de medicamente antiinflamatorii din care fac parte ibuprofenul, aspirina, diclofenacul, pe care oamenii și le administrează atunci când au dureri musculare, articulare sau de altă natură, sau pentru a preveni coagularea sângelui, cum e cazul aspirinei. Dar, din nou, nu toți oamenii care iau aceste medicamente vor dezvolta ulcer. Apariția ulcerului depinde de tipul de antiinflamator, de doza administrată, de perioada de timp cât se administrează și de particularități ce țin de organismul fiecăruia, cum ar fi alte boli ale stomacului sau încărcătura genetică. Acțiunea acestor medicamente este similară cu a bacteriei. Fragilizează mucoasa și o fac susceptibilă la acțiunea acidului. Fumatul, stresul, consumul de alcool, anxietatea sunt alți factori care pot determina apariția ulcerului prin creșterea cantității de acid din stomac. În plus, alcoolul împiedică vindecarea ulcerului. Simptomul principal pentru ulcere este durerea în partea de sus a abdomenului, simțită ca o senzație de arsură sau de roadere. În ulcerul gastric, durerea apare imediat după masă, deoarece prezența alimentelor în stomac crește cantitatea de acid. În aceste cazuri, există riscul ca, din cauza durerii provocate de mâncare, Pacienții să evite să mănânce și astfel să scadă în greutate. La polul opus este durerea din ulcerul duodenal, care apare la câteva ore după masă, atunci când alimentele din stomac trec în duoden. În acest caz, durerea este calmată de alimentație, deoarece, cât timp există alimente în stomac, orificiul dintre stomac și duoden este închis, iar acidul nu ajunge în duoden. Alte simptome ale ulcerului ar fi senzația de balonare, senzația de sațietate după consumul unor cantități mici de alimente, uneori grață și vărsături. În cazuri extreme, ulcerul se poate complica cu sângerare, când apar vărsături cu sânge deschis la culoare sau scaune cu sânge închis la culoare, sau cu distrugerea completă a peretelui stomacului sau duodenului și trecerea alimentelor în cavitatea abdominală. Acestea sunt urgențe chirurgicale. Diagnosticul se pune cel mai bine cu ajutorul endoscopiei, tehnică prin care medicul introduce în stomac un tub subțire cu o cameră video la vârf și vede starea mucoasei. Tratamentul este medicamentos și se va recomanda în funcție de cauză. Un aspect foarte important este prevenția, prin evitarea pe cât posibil a factorilor de risc: fumat, alcool, stres, exces de medicamente antiinflamatoare și prin dietă bogată în fructe, legume și fibre. În apărarea sănătății. Dragi ascultători, am ajuns la finalul emisiunii Frumusețea Credinței. Părinte Iosif, un ultim gând pentru ascultătorii noștri, pentru a trăi cât mai bine acest timp al postului mare. Ca semn al convertirii, avem un sacrament în temea de Iisus Hristos și anume sacramentul reconcilierii. Spune noi Sfânta Spovadă, prin care noi avem posibilitatea să recunoaștem starea noastră de oameni păcătoși și apelând la milostivirea lui Dumnezeu. Cei care vor într-adevăr să se convertească o pot face prin acest sacrament, primindu-l cu toată credința. De altfel, i-anunțăm, Părinte, nu pe ascultătorii noștri, că următoarele ediții ale emisiunii Frumusețea Credinței din această perioadă a Apostolului Mare vor fi dedicate Spovezii. Încercăm împreună să pregătim Sfânta Spovadă de Paști, să ne pregătim cât mai bine sufletele și să facem o spovadă bună în preajma Sfintelor Paști. Nu doar atunci, dar să fim cât mai pregătiți. Eu sunt Adrian Blăjuță din studioul Radio Maria Dineaș. Vă mulțumesc pentru atenție. Se sfârșește aici emisiunea de astăzi, Frumusețea Credinței. Audiție plăcută în continuare. Lăuda să fie Iisus Hristos!